Mâine vină puțin cu ce? Îmi vine să râd. Ce să mai zic? Nu mai zic nimica. În legătură cu... Mincinos ești, furăcios ești. Da, mincinos, furăcios, așa este. Deci titlul a băgat ursul, că am furat copilul, Doamne ferește. Și după, la titlu a zis că a dispărut copilul. Nu știu, pe mine știu că nu mă credeți, dar eu vreau să vă spun, ca să vadă ursul, nu vreau să-l sun. Într-adevăr, el a venit și a luat copilul de aici. Eu am tăiat gazonul, iarba. Copilul nu l-am luat așa cum crede el. Dar ursule, eram la mama, au venit amândoi acolo, și Alex și Leonardo. Stăteam cu mama, cu fratele meu, stăteam și beam o cafea. Era nu știu cât era ceasul, 11-12. Au venit amândoi, m-am jucat cu ei, l-am întrebat și pe Alex și pe Leonardo dacă vin la mine să le dau cadourile, să le dau hainuțele, ce le-am luat, da? Ok. Alex a zis că nu, într-adevăr. El fiind mai mare, am întrebat, du-te și întreabă pe cineva, pe Anca, pe ursul, cine e acasă, dacă veniți, dacă vă lasă cineva, că dacă nu îi lăsa, într-adevăr nu îi luam. Acum s-a dus și Leonardo și Alex. S-au dus, nu știu cu cine a vorbit, cred că ursul nu era acasă, mă gândesc. De nu știe, dar era Anca, le-a zis, au venit înapoi, l-am întrebat pe Alex, a zis că i-a zis lui Anca că îl lasă. A zis Anca, du-te. Alex a zis că nu vrea și a zis că vine doar Leonardo, am întrebat de 10 ore asta, mă, sigur ai întrebat ca să știe? Ok, a zis că da. Bun, nu l-am luat, n-am plecat de acolo până nu a ieșit Anca la poartă. Anca a ieșit la poartă și a întrebat, s-a uitat, eu eram la mama încă în bucătărie acolo la umbră, până mi-am terminat cafeaua. Am întrebat, bă, sigur ai întrebat? Da, l-am mai trimis odată și a zis că da. Ok. Atunci când am ieșit la poartă, Anca, am auzit că a intrat în curte și a dat cu poarta și am strigat, am zis, bă, sigur, te lasă Anca, te-a lăsat, n-a vrut Anca să-mi spună, doar că am auzit-o că a intrat în curte și atunci am plecat, a venit și Alex și l-am întrebat și când am plecat i-a adus cana cu ceai și i-a zis, ia și bea ceai, i-am zis, lasă că-i fac eu ceai lui Leonardo și l-am întrebat încă o dată dacă a vorbit cu siguranță dacă îl lasă. Nu fac abuzuri, pentru că nu vreau să mai mă cer cu nimeni, dar stau liniștit. Dar nu e vorba de abuzuri, trebuie să anunț că e copilul, bun, pentru okay, că se sperie că l-a luat cineva de pe stradă. Nu suntem chiar așa de inculți. Să luăm copilul fără știrea, să anunțăm, am luat copilul. Pentru că e normal și știu că asta, că și dacă copilul ar fi la mine și le-a fără aprobarea mea, adică să mă anunțe, iau copilul, vezi că e la mine, e ceva că ies pe stradă și caut copilul. Așa că și tata a anunțat, vezi că iau copilul, ca să nu caute copilul ca disperație. Deci, uite, eu îmi fac cruce și jur, asta mi-e Sfânta Cruce, dacă eu nu știu sigur că Anca știe, sunt de la mie, a ieșit și la poartă. Am zis jur, să dea Dumnezeu să mor. Acum, ursule, tu acum ce vrei să demonstrezi? Vrei să dai și tu jos cu mine de pământ, cum a făcut și Alin. Ok, nu-i problemă. Dă-i, frate, nu-i problemă, ursule, ai tot dreptul, nu spun nimica, dar am vrut să-ți spun că l-ai și sunat. Tu, de unde ai venit sau nu știu unde erai, l-ai și sunat pe Leonardo imediat cum am ajuns și ai vorbit cu el. Acum nu știu de ce ai ieșit repede pe vlog și ai zis și ai băgat și titlul că... Cum scrie lumina titlul? Leonardo a fost răpit. Leonardo a fost răpit, vezi, doamne. În fine, a fost răpit după ce ai și vorbit, ai și făcut, ai băgat și titlul. Ok, nu-i problemă, asta e. Deci eu m-am jurat că nu am luat copilul fără să știe Anca. Puteți să o întrebați. Poți să o întrebi. De ce n-ai întrebat-o pe maică ta? Ok, lasă, nu-i problemă. Fă ce vrei și tu și gata.
Adică eu sunt fraier, nu știu, adică nu anunț, nu? Era și mama acolo, eram toți, era fratele meu. A venit Alex poate și cu Can. Poate nu i-a spus lui, dar Anca știe. Anca știe, poate nu erai tu acasă, eu știu ce. Acum... În fine. Am ajuns și în toate felurile. Faceți-mă, fraților, cum vreți voi, cum credeți voi că e bine, numai să fie ok. Dar nu știu, am ajuns să stau cu frică să nu mai fac nimic, numai ca să nu apar pe vloguri. Și încă ceva. Nici n-am filmat copilul. Eu l-am filmat, am filmat eu și ce acum să nu mai filmeze copilul meu, îl filmau alții, da, păi eu găzut mama lui. Normal, ce? Nu se bucură, e copilul ei. Îl vede și ea odată la o săptămână, la 3 zile, cum îl dă. Am făcut și eu vlog cu el, l-am îmbrăcat, i-am făcut baie și eu, am zis, hai să facem vlog. Care era problema dacă am făcut vlog? Să vadă lumea că a venit copilul la mine, bine, nu să-l pitul. Dacă nu mai avem dreptul la copil, atunci lasă să facă el procesele cum le face el, nu comentăm nimic. Lasă să facă, bun, lasă să facă procesele, poate să zică, dar copiii n-are cum să-i oprească, chiar dacă vin. Bine, ai văzut că Leonardo tot timpul lasă vrea. Lasă să-i oprească el lumina și dacă îi oprește, îi oprește. Și dacă copilul chiar vrea și își dorește, noi, adică dacă copilul vrea să vină, e treaba lui atunci dacă nu îl lasă. Ok, nu mai știu ce să mai zic, nu mai știu, vai ce am ajuns. Sunt unele persoane care zice că acum câștig copiii cu haine. Măi, fraților, nu câștig copiii cu haine, era normal să le aduc și lor ceva din Franța, nu? Nu e așa, dacă nu aducea nimic, spuneți că n-am adus nimic la copii. Era ceva normal să le aduc ceva de acolo. Mă întreba copilul ce mi-ai adus. Stai, campionă, nu, că ești prea departe și nu lasă. Nu câștig copiii cu haine sau cu ceva. Era ceva normal să aduc. Nu, dar am zis de acolo, Lumina, că le aducem ceva, nu? Păi da. Nu contează gestul, contează cum. Îți nepoții imediat. Vineam cu mâna la copii. Cum am ajuns să facem asta și pentru... Nu, nu câștig copiii cu haine, nu fac vloguri pe interes cu copilul meu. Doamne ferește, cu profit de copilul meu să fac vloguri. Deci nici nu mă așteptam la tine, ursule, să bași titlul așa și să vorbești că vezi, doamne, am luat copiii fără să întreb. Eu m-am jurat. Dacă tu ai zis asta, ok. Nu vreau să comentez nimic, ok. Atunci ce să spun? Ai grijă de copii, am văzut că ai grijă, ce să zic, nu mai mă bag, eu ca bunic. Dar n-are cum să-l oprească pe Leonardo să nu vină la mine, că Leonardo vrea tot timpul să vină la mine. S-a jucat aici, la zi, era foarte cald înăuntru, la calculator, i-a făcut băiță, i-a făcut de toate. Eu am tăiat gazonul, vezi, doamne, l-a sunat, are telefon, a vorbit cu el, l-a sunat, hai, vin să te iau, oricum îl aduceam eu. Și l-a sunat de câteva ori, Leonardo, l-a întrebat. Tati, vezi că mai stau aici, te superi? Și ultima dată când l-a sunat, că a vrut să doarmă copilul aici, a zis, tati, mai stau puțin, n-a vrut, zis că vrea să doarmă aici. Păi asta și a zis, pentru că ai făcut clătite, da, ai dat clătite. I-am prăjit cartofi, i-am prăjit pui și ultima dată a zis, dacă vrei să vii acasă, că ți-am cumpărat ceva. Și Leonardo, când a auzit că i-a cumpărat ceva, a zis, hai bine, hai că vin acasă, n-a vrut să mai doarmă aici. L-a sunat și Alex de câteva ori. M-am pus și eu la telefon să vorbesc cu Alex. Asta Alex mi-a închis telefonul în nas. Dați toți cu pietre în mine, că eu am greșit multe la viața mea, eu am făcut toate. Bacă nu duce nimic la copii, bacă așa, când leva acum le furară. Nu mai înțeleg nimic. Nu, mai lasă de-a cu pietre toți în noi, nu-i problema asta. Da, mai nu să nu mai văd din nepoți, păi de ce? Lasă, dacă nu mai avem dreptul nici la copii, asta e. Mă duc pe nepoți să-și apătimi și eu, doamne, am de spitale pe jos. Nu mai contează asta. Nu mai contează, asta e. Nu mai contează. Nu mai contează. Dacă o să spune asta, are tot dreptul, e copilul lui. Tu ca mama ești tu dreptul, dacă el zice să nu mai... Păi nu vezi că de la drepturile mele e gata, nu mai sunt. E bine, ok, eu nu mai mă bag, nu mai spun nimic.
vezi, Doamne, băgăm acum articole, vorbim acum politicos. Dacă n-aveam pe tu, bunește, ce făceam? Vorbim politicos, vezi, Doamne, replici, aliniatul 1, susemnatul cu tare Mihai Ion a furat, a răpit copilul. Păi ce-am făcut, fraților? Doamne Dumnezeule, pe ce? Vorbim articole, justiții, nebunii, că... Păi așa e, ce? Am ajuns și cu asta, ce am făcut? Ne dăm prin toate oarele, ne facem... Bun, noi am vrut să facem vlogul ăsta să clarificăm. Pentru că nu eram nici noi proști să luăm copilul din fața porții sau să-l ia tata din fața porții, că eu n-am fost acolo de față, și să nu anunțe, era pentru că automat la se gândeau că... Da, că copilul a fugit în stradă sau l-a furat cineva sau nu știu ce. A fost anunțată bunica lor. A ieșit Anca afară. Da, a ieșit afară și a anunțat. De ce nu spune asta că a întrebat-o și i-a zis? Acum aveți, Avila a vrut să dea cu mine zăpacă, cu mine, harcea, parcea. Nu? Lasă, are tot dreptul. A fost ginerii meu, este ginerii meu. Eu consider ca un copil, asta e. Dacă eu îl consider ca un copil, lasă că nu-i nimic. Și Dănuț mai mă înjură, mai face, asta e, și el are dreptul să mă înjure, să facă ce vrea cu mine. Nu-i problemă. Suport eu la toată lumea, asta e. Suport. Toate se sparg în capul meu. Bun, lasă asta, gata. Nu în lumină, dar e prea de tot. Lasă că suport și gata. Nu-i problemă. Poți și lui Dănunț, și lui ăla, și lui ăla, și lui ăla, și lui ăla. Nu-i problemă, de aia sunt bunic. Asta e. Uite, pun vlogul ăsta acum cât de târziu ca să conving, să vadă și el că a ieșit Anca și am și jurat, ca să vadă el că m-am și jurat, și dacă nu crede, e treaba lui. Bun, cam atâta, prieteni. Asta e. Nu e problemă. Am ajuns acasă să fac vlogurile așa cum făceam eu până acum. Și uite, tot n-am liniște. Unde să mai mă duc în pena? În Dubai. În Dubai? Mai mă duc în Dubai. Nu mai mă duc niciunde. Stau acasă, fiecare să facă ce vrea de acum încolo. Eu îmi fac fie ce vreau eu de acum încolo, să nu mai mă întrebați nimica. Că nici eu nu mai ascult pe nimeni, că toate se sparg în capul meu. Tu dacă vrei să te duci în oraș, du-te, ăla dacă vrea să plece undeva, să plece și gata. Ce-i câmpiană? Lasă-mă că nu mai suport. Asta e. Bine, hai că uite, vlogul ăsta îl pun acum numai ca să-l conving pe ursul că m-am jurat că Anca a ieșit afară și știe. Știe Anca. I-a zis. M-am jurat. Și l-a și sunat. Și Alex, într-adevăr, a venit, ai mă și tu, i-ai zis lui bunică ta, da, i-am zis. Nu-i nimic. Bine, prietene, asta am vrut să spun ca să-l conving că m-am și jurat pe vlog ca să vadă. Hai.